Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Avem aici un clip mai nostalgic, ne jucăm niște Source pentru că n-am mai jucat de mult. Stați să mut un pic web-ul ca să vă arăt ceva. Îmi place că la deadmatch pe jocul ăsta, după cum vedeți dacă vă chioresc că numai că e scrisul mic, eu am noroc ca monitorul mare, pe lângă opțiunile 1, 2 și 3 să mi se repete armele și s-a terminat și runda, putem apăsa frumos pe 5 și o să-mi dea arme diferite în fiecare rundă. Acum să-mi las web-ul la loc, că așa îmi place mie, și să ne jucăm. Pentru cei care sunteți mai noi pe canal și nu prea știți vremurile de la începutul veacurilor când m-am apucat eu de YouTube, ăsta este jocul cu care, sau unul dintre jocurile cu care mi-am început eu campania mea pe YouTube, ca să zic așa. CS Source a apărut în 2004, o grafică excepțională pentru 2004, n-am ce să comentez. Hai, Dust2 ăsta este cam simplu așa. Da, Dust2 chiar e destul de urățel, nu este foarte wow. Dar de exemplu cărțile Stec sau Office pe Source, bă, sunt geniale, zici că ca alea de pe Go. Na, un pic mai nașpa texturate, dar în rest aproape la fel. Armele mi se par cele mai mișto cele de pe Source, pur și simplu arată super bine. Și dacă sunteți atenți, uitați, în luneta de la Auge se reflectă și harta din spate. Un detaliu pe care nu știu dacă l-au avut de la început, de când au lansat jocul, sau l-au adăugat așa în timp, pe măsură ce s-au făcut update-uri. Că da, și jocul ăsta are update-uri. Acum nu prea se mai fac update-uri la jocul ăsta de câțiva ani, pentru că, sau rar cât un update ăsta de securitate sau de anti-cheat-uri probabil. Dar în general nu prea se mai fac update-uri la jocul ăsta, că da, Valve are Go-ul, care e vioara întâi, se ocupă de el. Oricum, în mare parte seamănă mult cu Go, că na, tot așa are același engine de Half-Life 2, engine-ul grafic. Voi ce părere aveți despre CS Source? Cum vi se pare? Mie unul mi se pare cel mai bun la capitolul gameplay și la capitolul cum arată armele, mi se par super mișto cum arată. Și felul care merg ăștia mi se pare super bun. Optimizarea e giugiuc, adică mulți au probleme cu CSGO-ul, mă rog, din ce am înțeles, au mai făcut update-uri, că unii pur și simplu nu puteau să joace Go-ul deși aveau laptopuri performante, se mișcau mai prost, jocurile CSGO-ului se mișcau mai prost pe laptopuri decât pe PC-uri teoretic cu componente mai slabe. N-am testat, așa am auzit. Da, oricum, pentru ce PC aveam eu în 2015-2014 când jucam jocul ăsta pe un Windows XP cu 1 giga RAM și procesor dual core de 2,2 și o placă de 512. Ulterior i-am mai pus 1 giga și am făcut 2 giga de RAM. Deci vă dați seama ce PC aveam în 2014-2015. E, cu PC-ul ăla m-am apucat eu de YouTube și ăsta e unul dintre primele jocuri de repostam. Nu înțeleg ce are ăsta de merge pe shift. O altă chestie ce aș putea să adaug la jocul ăsta, tot ziceam de gameplay, mai ales de arme, pe lângă faptul că armele arată super bestial, bă, tu poți să joci cu orice armă, adică orice armă pe jocul ăsta este bună. De exemplu, pe 1.6, Macul, ăla, Uziu și Fluericiu sau cum îi se zice, știți voi, B33-urile, cum cumpărai, bă, sunt oribile, nu prea poți să joci cu ele, e. Cu jocul ăsta sunt super bune. Într-adevăr, Hidden zice că, în caz că nu știți pe cei de la canalul ascuns, îi căutați, canalul ascuns. Unul dintre ei, că sunt doi, Hidden zice că pe Source e nasol că AK-ul și Dual Elite-ul, mai ales Dual Elite-ul, nu doar Beretta, doar Elite, că așa se cheamă pe jocul ăsta, pe celelalte CS-uri, Condition 0 și 1.6, sunt foarte, cum să zic, overpower sau nu știu cum. Bă, nu-s neapărat overpower, cam orice armă e overpower pe jocul ăsta, adică dacă te prinzi un pic de recul și ai situația potrivită, poți să faci ravagii. Da, fiecare cu părerea lui. Vă aștept opinia în comentarii despre jocul ăsta. Mie mi se pare elea. Mai ales cum, de exemplu, sistemul în care îți poți modifica ținta. By the way, aici ai spray-uri în care poți să pui ce imagine ai în un calculator. Eu am dezactivat din consolă ca să nu apară pe live-uri, în caz că pune unul vreun spray cu unăciuni sau ceva de genul dezbrăcate. Deci, de exemplu, aici la multiplayer ai mai multe opțiuni ca să-ți faci ținta, bă, și când îți faci ținta mică, chiar îți faci ținta mică. Și diferă ținta de la fiecare armă, nu e să zici că ai ținta la fel de mică și pe digger și pe shotgun și pe... Nu! De exemplu, hai să mă... Să mă pun la întuneric. Asta e ținta pe MP5, asta e ținta pe cuțit, vedeți, e mai mică. Și pe grenadă la fel. Nu știu, mi se pare belea ținta asta, cum e așa. Paca tot așa e țintă mică și pot să dau headshot-uri foarte ușor. Că nu mai știu eu să trag acum, asta e altceva, că na, joc jocul ăsta odată la câteva luni. Că nu prea mai intra pe el. Deși cândva chiar mă jucam foarte mult. Până să mi-l cumpăr pe Steam, aveam eu o perioadă de câțiva ani. 2014-15 până prin 16-17 chiar, bă, chiar jucam mult jocul ăsta. Adică aveam grade pe... Era un server number one pe România. Nu number one, se chema așa, ziceam eu că era server number one pe România și cam doar ăla mai e acum. De-aia aveam și o grad pe el, pentru că aveam numărul de ore, am făcut cereri pe forum, au văzut aia câte ore aveam. Nu vedeam de treaba mea, nu mă juram cu nimeni pe acolo, chiar nu vorbeam deloc pe cap, uneori pe ceea ce atâta. Și cum ziceam, aveam o reputație destul de bună, aveam ore multe, pa, când dădeau gradul. Bine, nu-mi dădea honor sau ceva de genul, era o prostie să-mi dea honor, dar nu făceam treaba pe serverul ăla. Tot pe serverul ăla de Source, cu ajutorul acestui joc, mi-am cunoscut și cel mai bun. Cel mai bun? Da, aș putea spune în top 3 cei mai buni tovarășii mei. 2015 și că vorbesc cu el și acum. Vedeți, jocul ăsta leagă prietenii. Pe vremea când se folosea Skype, nu Discord. Dar chiar câți dintre voi ați folosit Skype? O folosea mult Skype-ul din 2014 până prin 2018, când m-am apucat să folosesc Discord-ul. Cred că dacă nu aveam server de Discord, tot la Skype rămâneam sau foloseam în continuare Skype-ul. Dar adevărul e că Discord-ul are mai multe opțiuni. Acum depinde de fiecare. Chestia e că am văzut că pe telefoane îți dă automat Skype-ul. Dacă îți dă ăsta, cum se cheamă, pachetul de la Microsoft cu Office și Word și astea îți dă și Skype-ul și parcă îți mai dă vreo două programe. Pe unele telefoane. Am eu un Samsung mai vechi pe care aveam toate astea gata instalate. Pe Huawei ăsta de mai am eu, n-am chestii de la Microsoft. Și e mai vechi, nu e de când au scos cei de când au interzis americanii serviciile Google pe Huawei. În fine. Ce dracu-i scorul ăsta? 7-17. Hai naibii să... Da, nu mai știu să joc. Aia mi-a cam ieșit din mână. Ce să faci? N-ai ce să faci. Opa! Ce-a luat cu grenada? Da, ăsta e jocul de care și-a zapi, că se mișcă butoaiele. Momentan nu văd niciun butoi pe aici ca să-l mișc. Opa! A, ce m-a luat ăsta? Bă, dar joc nasol rău. Să mă ba... Ia să mă ba la CT. Aia că mă ba la CT să ne custă treaba, că lateral văd că nu joc bine. Nu prea mă vede să joc la CT, știu. Da, uite, butoaiele se mișcă. Am mai zis din ce an e jocul. E din 2004. Făcut după, da, cu engine-ul grafic de la Half-Life 2. Un joc foarte bun. Cât ați jucat Half-Life 2? Vreau să vă aud părerea în comentarii. Au. Cred că mai bine intram pe o hartă gen Five Snow sau ceva mai mică. Pe ce nasol? Ia, mă așteaptă cu AWP-ul, nu mă așteaptă. Hai repede pe aici să-i prind. Se duc în B. Ăștia-s cu mine. Nu-i niciunul? Ia luați de aici o grenadă. Nu vine niciunul? Bă, nu mai e niciunul. Hai mă să-ți dispar o dată protecție. Fiți... Bă, uite și tu cât are ăsta protecția pe el. Să nu-l pot împușca. Bă, că stai și mai mult. Aoleu, cu asta joc eu acum, serios. Hai, dăm cu a doua elitul, că ăsta e bun. Hai să văd ce dau eu cu dual elite-ul ăsta. Pac, am luat 2, cred. Hai, spawnează-mă, bun. Iarăși dual elite, perfect. Nu știu, mă, dar astea sunt cele mai bune pistoale de pe joc. Overrated sau nu? Mie mi se par faine. Decât mizerabile cum sunt pe 1.6 și pe Go, mai bine că sunt bune aici. Adevărul este că totuși sunt două pistoale. Da, nu e unul. E ca și cum avea două SMG-uri în mână, nu doar unul. Automat că ai șanse mai mari să nimerești. Tot așa shotgun-ul mai dă pe distanțe destul de mari. Ceea ce e fain. Ai și tu o șansă mai mare să-l împuși pe unul. Doamne mă, dar ce scor mizerabil am și eu. Se vede că n-am ajucat de mult. Diferă reculul de la fiecare joc oricum și diferă reculul de la 1.6 față de cel de Go, față de cel de Source. Aie. Bă, mai erau animațiile aia Flash Deck, dacă le știți. Flash Deck Animation, parcă se chemau. Alea mai îmi plăceau mie. Ai de capul meu. Hai să-i dau și o grenadă așa. N-am atins pe niciunul. De poate e prin pe ăștia când se duc aici pe scurt. Ce să-i fac, mă, cu 2 AWP? Hai, dă-mi un AWP. Îmi dai AWP? Nu mi-a dat AWP. De ce să-mi dea AWP? Urât, urât, urât. A, ce prost am dat! A, băgam iași. Am dat grenada aia, mai bine nu mai dădeam. Ia de aici. Opa! Ok. Uite și pistolul ăsta este bun. Dă și ăsta ca lumea. Hai, spawnează-mă. Bă, dacă aș face... Așa, mă, AK-ul, preferatul meu. Ne întorci la originile noastre de ruși. Dacă tot îmi mai ziceați unii rusnacuri sau ceva de genul. Așa, frumos, elegant, cât de cât. Hai, mă, nu pot să sar acolo? Nu pot. De unde dă, mă? Da, eu mă aplec așa să văd de unde trage ăla, că sigur îl vedeam. Arma de adineori era super bună pe... Cum se cheamă? Pe hărțile mici. Rupe. Deci semegiorile sunt foarte mișto pe jocul ăsta. Hai că mă duc cu dualitul pe ei, că-i belearul pistolul. Pac. De unde? Era în stânga, așa-i? Mersi. Poate un Team Fortress să mai joc. Mai ziceți niște jocuri de-astea vechi. Hai zice, vreți să fac și un episod de Team Fortress? Că am făcut 1 sau 2 live-uri, poate bag și un episod de TF2. Că episoade, n-am mai făcut de multe episoade de TF2 și chiar e blană jocul. Poate îmi descarc și Half-Life 2 Deadmatch. Că și ăla e fain. Half-Life 1, nu știu dacă s-ar uita careva dacă m-aș ca Half-Life 1 multiplayer. Sau mă rog, Half-Life fără 1. Dar... cred că la... 2 poate v-ați uita, nu știu, mi s-a părut bun și Half-Life-ul Deadmatch. Are vreo 2-3 servere așa mai populare. Opa! Ia de aici cu Galilu, așa. Ah, băgam iași. S-a modificat foarte mult Galilu în Go față de CS-urile vechi. Hai să vedem cu siringa ce facem. Siringa cu care e viteză mai mare decât cu cuțitul. Bă, arată super mișto siringa pe jocul ăsta. N-arată așa o porcărie ca în vechile CS-uri. Și să nu vă auce că ziceți unii. A, ce-i bă jocul ăsta totuși? Bă, e din 2004, să n-aveți pretenții foarte mari. Dar uitați, se reflectă în luneta de la armă harta, ceea ce este foarte tare. Acum nu știu dacă e de când a fost lansat jocul sau a făcut update. E, aia. Hai să vedem cum dăm cu siringa. Headshot. Headshot. Ah! Oho! Ce face, mă, ăla? Bam! Headshot. Headshot. Hai că cu siringa mai știu să joc. Măcar cu siringa să știu să joc, dacă cu restul armelor nu sunt în stare. Hai, vină, veniți încoa. Da, am venit eu la ei. Hai să vă jucăm vreo 2 runde și cred că e suficient. Bă, și M249 e bun. Dacă n-are altul AWP. Ați văzut cum e ținta la siringă. La fel e și la AWP. Când mergi nu ți se face, nu ți se încețoșează imaginea. Ce mi se pare foarte tare. Nu știu dacă o fi mai realist să ți se înțețoșeze, că n-am avut AWP să trag în realitate cu el. Dar... da, nu mai ai aceeași vedere. Dar totuși, parcă prea mult se înțețoșea pe Go. Dar în final, din ce armene mai dau ăștia. Bă, am jucat. Uite, cu arma asta n-am jucat. Oho, l-a luat și cu grenada, perfect. Ah, dă-i, 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 dă-i. Bă, nu intră. Ce face, bă, ăsta? Ok, am dat-o la mă, măcar. Cred că rusul ăla... are netul tras prin sârmă. Da, e server de ruși, o grămadă de ruși pe aici. Rușii se joacă mult CS. Ce să mai. Și la fel și Go, tot așa, foarte mulți ruși în zona asta Europei. Cred că occidentalii au început să o dea mai mult și ei pe, cum se cheamă, pe Valorant. Ce ziceți? Valorantul va întrece CSGO-ul? Hai că poate o fac și un episod de Valorant. Dacă tot n-am mai jucat de mult pe live-uri. Bun, hai să jucăm cu siringa până terminăm, până murim. Și când murim, se încheie episodul. Nasol trag. Au. Headshot. Bă, dar nu fi unul în turnul ăla, vă că nu. Bă, dar ați văzut, mă, că ăștia au protecțiile alea? Scuturile alea de început? Da. Cam asta zice că ar fi pentru episodul ăsta. Dacă mai vreți episod de tot așa, să continui să mai joc și eu CS-urile astea vechi, să dați și voi un like și o abonare pe acolo, că nu vă costă nimic. Sau puteți să dați și dislike și report, nu mă supere, opinia voastră. E strict părerea voastră dacă vă place sau nu videoclipul. Mi-a vibrat și telefonul, cred că am primit mesaje sau mi-a dat careva bip. În fine, bă, încheiem aici. Dacă vreți să susțineți canalul, puteți deveni membri, aveți linkurile în descriere. Și cam atât. Mai ai ceva ai zis? A, follow și pe Twitch, pe Insta, TikTok, pagine Facebook, aveți tot în descriere. Vă aștept acolo. Hai, ne auzim data viitoare. Ceau les tuturor!